Bună ziua! Cum nu există sărbătoare fără fursecuri, vom face astăzi o rețetă delicioasă de fursecuri, pentru care ne trebuie 200 grame unt sau 3-4 linguri de untură nesărată, 2 ouă, 2 ceșcuțe de zahăr, 4 ceșcuțe de făină, 3 linguri de zahăr, cam 10 nuci, vanilie, esență de rom sau esențe după preferințe. Mod de preparare. Se freacă ouăle cu zahăr, unt și făină, se adaugă nucile tocate, vanilie și esențe. Se taie în forme rotunde cu paharul sau se fac bastonașe din cocă, bastonașe ovale. Dacă va ieși coca mai moale, se pot pune grămăjoare cu lingura direct în tavă. Se dau la cuptor până se rumenesc. Cele rotunde se lipesc apoi câte două cu o cremă de prișcă și cacao la mijloc. Se ornează cu ciocolată topită, zahăr pudră, cu bucățele de rahat colorat, stafide, nuci, fructe sau ce dorește fiecare. Sunt fragede, delicioase și foarte aspectuoase la mese festive. Poftă bună, cu mâncare gustoasă și rețete sănătoase!